Mulțumesc foarte mult, e o plăcere să ne aflăm la acest dialog și așa cum am vorbit cu Gabriela Maș și cu dumneavoastră, cred că formula conversațională ar fi cea mai fericită. Așa cum a spus Gabi, e vorba într-un fel de un roman de familie și un roman de formație a dumneavoastră și aș începe dialogul întrebându-vă cum vă priviți copilăria. Știu că este o întrebare mai degrabă clișeizată, dar a fost o copilărie fericită, a fost o copilărie obișnuită sau prin lentila timpului care a trecut este o copilărie pe care o idealizați, e un spațiu arcadic. Cum vă raportați la copilăria dumneavoastră care pare așa cum iese și din pagina acestei cărți, o copilărie foarte diferită de cele de care au parte copiii de astăzi. Da, față de copiii de astăzi, fără îndoială că e diferită. Dar, amintiri, gândindu-mă la perioada copilăriei mele, cred că a fost o copilărie obișnuită, pur și simplu. Într-un context mai puțin obișnuit. Deci un stat totalitar, pe de-o parte, pe de altă parte, oameni care încercau să ducă înainte viața lor normală. Deci nu e nimic extraordinar în copilăria mea. Poate aceste origini la care vă referiți, dar e vorba de o familie de italieni stabilită în România, chiar înainte de a exista România, spre mijlocul secolului al XIX-lea. Și nici lucrul ăsta nu este neobișnuit. E perioada asta, secolul XIX, de modernizare, de occidentalizare a României, a societății românești. Procesul la care au participat foarte, foarte mulți străini. Era nevoie de competențe de tot felul pe care românii nu le aveau încă. Așa au venit și acești italieni, mai ales calitate de constructori de drumuri, de poduri, dar sunt mulți alții care s-au stabilit aici, și germani, și francezi, și maghiari, etc. Și cei mai mulți s-au asimilat. După 3-4 generații, sigur, mă leagă ceva ca amintiri de familie din acest trecut, să spunem, italienesc, dar amintiri sunt români ca toți românii. În genere, românii au destule raporturi străine, cum să spunem, în țesătura lor biologică și intelectuală. Cam atât. Aveți în cartea dumneavoastră pagină aproape de scriitor, dacă vreți să spun, despre cartierul Cotroceni, un cartier de care ați fost apropiat și cum îl vedeți astăzi? Mai revizitați locurile copilăriei? Mai aveți o legătură afectivă cu cartierul Cotroceni? E legat de această trecere de între timpuri, pentru că este trecerea de la copilărie la adolescență sub regimul comunist. Cum vedeți astăzi cartierul Cotroceni? Ce mai înseamnă el pentru dumneavoastră? Da, trec relativ frecvent prin Cotroceni, chiar dacă în viteză, cum să spun, fiindcă locuiesc de câteva decine, locuiesc în Italia, departe de Cotroceni. În copilăria mea era însă departe, fiindcă Bucureștiul se termina cam unde este acum statuia Leu, piața respectivă, Palatul Cotroceni. De acolo, în continuare, era comuna militară, o comună suburbană, așadar umbeam în Cotroceni chiar la margine de București. Era un cartier de vile, dar nu de vile luxoase. Aș spune de clasă de mijloc, cartierul Cotroceni, mulți intelectuali, scriitori și ofițeri erau destui mici în Palatul Regal în apropiere și cu numele de medici și ale străzilor, inclusiv la un moment dat apare strada Doctor Petru Groza, un doctor care nu era chiar medic, dar probabil s-au gândit guvernanții de atunci că un doctor poate să fie asociat celorlalți doctori care dau numele cartier din Cotroceni. Da, era un cartier cu o marcă, să spun, intelectuală, destul de evidentă.
raport cu ceea ce este astăzi. Astăzi am impresia că a devenit un fel de cartier de lux, un cartier al parveniților, în bună măsură. S-au schimbat lucrurile. Scrieți în cartea dumneavoastră că proveniți dintr-o familie pe care o numim a clasei de mijloc. România astăzi încearcă să-și reconstruiască o clasă de mijloc, cu ce succese rămâne de văzut. V-aș întreba, care ar fi valorile clasei de mijloc și ce tip de valori ați simțit că dominau în mediul dumneavoastră familial, privind retrospectiv? Da, cred că una dintre aceste valori, în orice caz una care m-a marcat puternic, este sentimentul libertății individuale și, sigur, libertății fiecăruia dintre noi, libertății în plan social, politic, cultural. Cred că asta a fost lecția cea mai importantă pe care am primit-o în familie. Libertate însă cu respectul unor reguli, inclusiv cu normele de politese, cu ce raportul de cu ceilalți. Cam asta ar fi răspunsul meu în privința valorilor care m-au marcat. Ați fost licean? Ce tip de lecturi v-au marcat în liceu? Pentru că am sentimentul citindu-vă cartea că majoritatea lecturilor au fost în răspăr cu programa și că ați locuit pe o planetă care nu era chiar Planeta Republicii Populare Române din perspectiva lecturilor. Nu mi se pare că ați fost un elev al lecturilor obligatorii, ci din potrivă un elev al lecturilor în margine și în contra lecturilor obligatorii. Care ar fi amintirea dumneavoastră despre aceste lecturi care într-un fel v-au ajutat să vă separați de lumea care v-a înconjurat? Bine, eu am fost cam întotdeauna în răspăr, inclusiv cu programa școlară, și cred că sunt și astăzi în răspăr cu programa școlară de istorie sau cu multe din abordările privitoare la istoria națională. Lecturile care m-au marcat bine de la vârsta de 13-14 ani, mă gândesc la când Vernon, am citit cu pasiune romanele disponibile în care le întâlnesc și mai târziu am scris o carte publicată în Franța în 2005 despre Vernon. Da, sigur, nu mai spun că mama mea în citea, traducând în direct în românește din romanele Contesei de Secluj. Asta mi s-a părut foarte amuzant gândindu-mă acum în ce lume trăiam în anii 50 și ce lume era lumea Contesei de Secluj, o distanță ca de la cer la pământ. Da, am reușit până la urmă prin lecturile mele, prin viața noastră de familie, să mă izolez cât am putut de bine, sigur, nu complet, dar într-o măsură apreciabilă să mă izolez de ce se întâmpla în jur, adică de toate necazurile aduse în principal de regimul comunist. Deci am trecut, aș îndrăzni să spun, că am ca gâsca prin apă prin regimul comunist. Am fost atins în spirit sau în ideile mele, în maniera mea de a gândi, în comportamentul meu. Cred că am ieșit, îndrăznesc să spun că am ieșit bine din comunism și nu cred că cineva ar putea să observe la mine reminiscențe de gândire sau de atitudine de tip comunism. Ținați un mail lung care era permanent în atenția securității și a regimului. Ați simțit în jurul dumneavoastră o presiune, vorbiți de arestarea, cred că a tatălui dumneavoastră, Vitre, dacă rețin bine. Care a fost relația cu această permanentă presiune, care chiar dacă era difuză, probabil că era permanentă în mintea dumneavoastră? Cum ați scris și mi se pare că există și anumită cultoare în cartea dumneavoastră, n-ați dorit să vă exhibați aceste răni ale adolescenței, dar este clar că familiaritatea cu represiunea comunistă a însemnat ceva pentru dumneavoastră. Da, dar aș
spune că era ceva, intra deja în obișnuită, în obișnuința oamenilor în cotidianul vieții. Deci în anii 50 auzeam tot timpul vorbind în familie despre oameni mai mult sau mai puțin apropiați de noi și despre membrii ai familiei. Au fost arestați, au trecut prin închisori, prin interrogatorii. Deci a spune lor au să fiu cinic, dar a spune că asta era într-un fel normalitatea anilor 50. Sigur că lucrurile astea dureau, sigur că lucrurile astea au imprimat sentimentul unei nesiguranțe al vieții. Mă gândesc la mama mea, a rămas o teamă chiar după ieșirea din regimul comunist, o teamă impusă, aplicată neapărat un experiment al lumei sau dar a rămas în ea teama asta de teama unui om care trecuse din decenii, prin mai multe decenii de comunism. Sigur că lucrurile astea ne-au marcat, dar în același timp am încercat să trăim și o viață normală și cred că am reușit, inclusiv păstrând valorile pe care familia mea le-avea bine imprimate dinainte de comunism. Omul se obișnuiește cu toate și lucruri care par teribile, până la urmă intră în sesătura asta a existenței umane. Am ales facultatea de istorie un moment care făcea trecerea la ceea ce noi numim liberalizarea cu primele de rigoare din epoca regimului Ceaușescu. Cum se pare retrospectiv această secvență geografică? Cât ați învățat în facultatea de istorie, care a fost un termen clișeizat mai și dumneavoastră, și care este privirea retrospectivă asupra acestui episod? O relaxare ideologică fără îndoială că a fost spre sfârșitul anilor 60 și în primii ani după 1970. S-a văzut și la facultatea de istorie. Eu oricum vreau să fac istoria de când aveam 12-13 ani. Am hotărât că fac istoria într-o perioadă când deformările istorice de tip roller erau se poate de prezente și de opresive. Deci, n-am făcut în mintea mea o prea mare legătură între istoria mea și istoria celorlalți. M-am dus la facultatea de istorie ca să fac nu istoria lor, ci istoria mea. Tot timpul am făcut istoria mea. Am comportat într-un fel rebel, aș spune, față de imperativele sociale, politice, ideologice și cred că măcar în mintea mea am reușit acest lucru. Sigur, relaxarea ideologică a însemnat ceva în anii 60 și 70, dar nu m-a apropiat de comunism în niciun fel, nici măcar de comunismul cu pasă umană care s-a dovedit o utopie, o imposibilitate. Eu am avut tot timpul în mine adevărurile mele, viața mea interioară și cu astea am mers înainte din comunism, la un capăt acela. Mi se pare că relația noastră privilegiată cu cultura franceză e înțelită de momentul în care în România deschisă spre Occident apar publicațiile franceze. Aveți câteva pagini foarte interesante și încărcate de emoție privitoare la aceste momente. Care dintre revistele de atunci a însemnat cel mai mult pentru dumneavoastră? Și nu trebuie să ne ferim de un răspuns frivol.
astea, ziarele, revistele. Deci, în principal veneau și erau și ieftine, 2 lei, 2 lei ziar, înseamnă că francezii subvenționau presa aceasta. Deci veneau Lumosul, Figaro, chiar ca revistă, L'Express, Parimac, într-adevăr. Nu în ierarhia mea a lecturilor, ca să spun așa, apreciam atunci Le Monde în cea mai mare măsură, dar citeam destul de des și un Figaro. Dintre reviste, Parimac, bun, am mai răsfoit și eu, dar revista mea preferată a fost L'Express atunci. Și astea au contat foarte mult pentru mine, nu pentru formarea unei orientări liberale sau democratice, de asta n-aveam nevoie, n-am avut nevoie să fiu niciodată să mă învețe cineva ce înseamnă liberalismul și democrația. Asta le-am purtat cu mine de la bun început, cu sau fără presă franceză. Însă era toată informația extraordinară pe care nu puteai să o capezi și o căpătai cu totul parțial, ascultând, eu știu, vocea Americii, Europa Liberă. Nu, eram informat grație acestor ziare și reviste, la fel ca oricare dintre cititorii occidentali. Și asta a fost extraordinar. Timp de câțiva ani cât a ținut această bază de liberalizare jurnalistică, ca să-i spun așa, până pe la începutul anilor, sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Aș întreba, în raport de celelalte cărți pe care le-ați scris, slavă Domnului, sunt puține, v-a fost mai ușor sau mai greu să scrieți această carte? Știu că apropierea de biografie întotdeauna o apropiere dificilă. Nu știi cât, ce și cum să spui despre tine însuți. O privire în oglindă care pe unii îi sperie și de aceea unele spirite evită să publice în timpul vieții orice fel de texte autobiografice și le lasă în postumitate. De asta ați optat pentru confruntarea cu biografia în timpul vieții. De ce? Da, mi-e greu să răspund la întrebarea de ce, însă mi s-a părut normal. M-am ocupat ca istoric atât de mult de viețile altora, încât mi s-a părut o chestiune de echitate și de decență să mă ocup și de mine. Să nu-i pun sub microscop doar pe ceilalți, să mă pun pe mine cum și-am constatat, de adevăr, aveți mare dreptate. E mai ușor să vorbesc despre alții decât despre tine. E destul de greu să te apreciezi pe tine însuți și sunt zone care dispar din memorie. Memoria e foarte, foarte ciudată. Am rămas în minte cu scene, cu lucruri de foarte mare importanță, unele cu totul nesemnificative, în timp ce am uitat de lor din lucrurile mai importante care s-au petrecut. Din fericire, s-a păstrat și jurnalul acesta la care fac referire de când eram copil, iar apoi dacă voi scrie în continuare în această serie memorialistică, am o cantitate imensă de corespondență care am citit în vremea din urmă câte ceva din scrisorile primise sau primite de mine în anii 60, anii 70, lucruri pe care le uitasem complet și grație acestor documente îmi revin acum încetul în minte. Nu am ideea asta, știu că se practică să scrii memoriile, sigur, în timpul vieții, dar să fie publicate postul. Nu, pe mine mă interesează dacă fac ceva, să am un contact real cu oamenii, cu cititorii mei, și asta nu pot să fac decât cât timp sunt încă în viață. Deci nu știu dacă voi continua sau nu, probabil că voi continua, depinde acum și de primirea care se va face acestei cărți, care e totuși altfel decât celelalte cărți ale mele. Și probabil că voi continua să scriu și tot așa ce am de spus să spun ca să fie cunoscut încă din timpul vieții mele. Nici nu înțeleg de ce să las un asemenea text să fie publicat postum. Eu vă mulțumesc și cred că
E vorba, până la urmă, cum spuneți, de un anumit curaj în confruntarea propriei biografii. Biografia noastră deja este o biografie publică, cred că mai degrabă este vorba de o explicitare pe care o dați prin această carte. Și în același timp, în pariul pe care l-ați câștigat, acela de a dovedi că nu sunteți doar un istoric, ci sunteți și un prozator. Că e o carte care dovedește o stăpânire stilistică remarcabilă. E o carte care, cât eu, va surprinde în măsura în care vă va scoate din clișeele în care sunteți instalat. Întotdeauna e bine, cred că autor, să-i surprinzi pe cititor. Și din acest punct de vedere, decizia noastră a fost o decizie temerară, dar perfect justificată, aceea de a, de a scrie această carte. Și cred că este un sentiment mai general, acela de a de a aștepta și celelalte volume și de a vedea cum evoluează acest roman de formație pe care îți crezi nase și care sunteți principalul personaj. Da, vă mulțumesc, doamne, s-a numit foarte mult cuvintele spuse despre mine. Înțeleg că sunt pe cale să devin și scriitor, să vedem dacă voi fi acceptat în această etapă. Da, eu urmez drumul meu și vom vedea.